Ani Botule, în 18 ianuarie 2022, album la 2:39. Inițial vreau să dorm, știi? Dar acum am spus că bineînțeles voi dormi, acum am spus că dar știi când eram eu copil, am 10-11 ani, am plecat la 5 ani, în vacanță, așa. Foloseam timpul de noapte, am până la ora 3, chiar și 4, ca să citesc, știi? Și trebuia să zic, mă vedeam, domnule, știi, că să fiu mare, pot să fac ce vreau, o să citesc, nu știu. Și problema asta și făcut de nu era calculatorul. Calculatorul se ceva cu un apal. E bine, și eu trebuie să vorbesc în cei cu mine, nu știu, a fost de citit, deși nu găsesc copilarul. Și știu că, îți privim ce citesc eu. Așa sunt pe cărți, nu toate, unele sunt noi. Deci tu citești cărți cum ar fi John Ortberg, o tot cărți, toți sunt mama ta, nu te cunosc. Cartea când se încheie jocul, totul se întoarce în copie. Deci tot vreau să spun că nu ai bun. Uite, am decis ce citesc eu. Henry James, Washington Square. Happy Tunes and Other Stories, Oscar Wilde. Henry James, The American. Thomas Hardy, Castle of the Garden. Mary James, What Makes You Me? Thomas Hardy, The Return of the Native. Thomas Hardy, The Local Bust. The Portrait of a Lady, Mary James. În principiu, m-am tot chinuit cu Război și Pace, și de fiu, nu mai pot să-l citesc, mai nevează. The Oxford Book of English Verse, are 1000 de pagini, nu peste 1000 de pagini. La 1250 până la 1900. Thomas Hardy, The Collected Poems of, încărcări. The European, by Henry James. Trebuie să am pe aici, dacă vă reușiți să citesc, sper să am Galvatry, Perfect Sad, am trei volume. Am văzut o carte care am de mult, Dreams in the Desert, o carte de epocă, o carte pe știință. Păi, cu cineva să vorbesc despre două cărți românești, care le avem din etapa, în parte de eu, în română, și îți prezint aceste cărți. Păi, deși mai am aici, Ralph Waldo Emerson, Nature and Thought, în felul de natură, a influențat toată cultura americană. Până le cită boss, este o carte Hermann Hesse, Narcis și Goldman. A venit Narcis și Gură de Aur, doi colegi la un seminar în Evul Mediu, occidental. Narcis alege mănăstirea, iar Goldman va ajunge lumea. Narcis ajunge mare căturat, Goldman va ajunge vagabond. Care este principiul? E că nu poți fi și unul, nu poți fi media. E ca la Constantin. Ești ori un sfânt, ori nu un păcător, un demonic. Nu știu dacă asta vă să zică domnul Hesse, dar asta a reușit. Apoi, uite ce avem aici, frate. O carte foarte frumoasă, n-am citit-o, dar cred că ar trebui să o citesc de mult. Am pus eu ochii pe cartea asta. Legea, n-am avut ce arăt. Curta cronică a Anei Magdalena Bach. Este
o carte scrisă de a doua soție a, a lui Bach, de genul. Când ești aproape, nu mă înspăimântă soborul morților fungere. Cadem pe ploapă, mâna ta sfântă, cu ea avea un stop să mă petrec. Bun. Uite ce cărți mai am aici. Și da, mai am cărți noi și așa se mă află. Uita de la Andrew Milton, Mianzele, la fel. Am părut un mod în văz. Am trecut, am luat în conștiții, opera completă, a doua opera. Bun, și aici am recolectat fondul Silvia Plath. Și Judas Hill, pe Thomas Hardy, Far From the Merry Crowd, pe Thomas Hardy, și The Word Love, is the pursuit of the word love. Nu știu, am văzut. Nu e de-a vreun. Ce vreau să spun, boss, e că pentru că acum am tematizat un pic treaba, te postez acest videoclip, a să găsesc un raft ceva unde să pun aceste cărți în video și în principiu m-a sunt puțin obosit, însă am organizat seriile să stau. Totuși, psihiatra mea mi-a spus un ascult pe la 10 jumate. Pentru că trebuie să asimilez medicamentele. Așa că am să văd ce am să fac. Dar cât despre cartea mea Magdalena Bach, fie că este scrisă de ea, fie că nu, ce îmi trebuie să spun e că dacă vrei să faci portretul cuiva, fie o persoană biblică, fie o persoană reală, ai nevoie de puțină psihologie, de studii astea care să te ajute să poți face un portret literar.